S-a născut la București, a urmat cursurile primare, gimnaziale și liceale în Călăraș, apoi pe cele ale Facultății de Limba și Literatura Română a Universității din București. Licențiat în filologie și profesor de Limba și Literatura Română la Colegiul Național Barbu Șirbei din Călăraș, prorector al Universității Populare Petre V. Haneș Călăraș, fost, a colaborat în presă cu sute de articole și studii de specialitate, a fost realizatorul unei emisiuni radiofonice Să vorbim corect românește la postul de radio Voce Scampi timp de 12 ani. Domnul Ilie Ștefan Rădulescu și-a dedicat întreaga carieră pentru apărarea și propășirea limbii române. A fost distins cu premii naționale pentru creație literară și publicistică, pentru eseu istorie literară, precum și cu diplome de excelență din partea Guvernului României, a Ministerului Culturii și Cultelor și a Ministerului Educației și Cercetării. Este membru fondator al Societății Scriitorilor Români, membru de onoare al Societății de Științe Filologice din România și cetățean de onoare al municipiului Călăraș. I-a fost conferit titlul de membru de onoare al Asociației Naționale Culturilor Regina Maria. Cărțile publicate de domnul profesor de-a lungul timpului, cărți pe care le regăsiți și în expoziția de față și pe care le puteți împrumuta din fondul de carte al Bibliotecii Județene, cuprind volume de critică literară, memorialistică, istorie literară și teatrală, volume dedicate limbii literare actuale, precum și numeroase volume consacrate scrierii și vorbirii corecte a limbii române. Multe dintre volumele publicate de domnul Ilie Ștefan Rădulescu reprezintă, după cum însuși spunea, un serios și grav semnal de alarmă și reclamă totodată o dureroasă și regretabilă realitate, aceea a degradării continue a limbii române, orale și scrise. Mulțumim domnului profesor pentru contribuția majoră la educația estetică și morală a românilor, pentru vegherea asupra corectitudinii limbii noastre, al cărui caracter civilizat trebuie să fie expresia respectului față de noi înșine și de societate. Îl invit să ia cuvântul pe domnul Sorin Danciu, director al Direcției pentru Cultură, Culte și Patrimoniu Cultural Călăraș. În primul rând, trebuie să vă spun că pe mine personal mă leagă foarte multe lucruri de domnul Rădulescu. Nu mi-a fost niciodată profesor, dar am avut momente în care personalitatea domniei sale a fost alături de mine și asta nu se poate uita. Și dau acest exemplu, l-am mai dat și voi da de câte ori va fi ocazia. Orice profesor din România, își dorește să aibă elevi la Olimpiada. Se luptă pentru asta. Eu am fost în situația în care profesoara mea de limba și literatura română nu era de acord să merg eu la Olimpiada din motive personale și atunci, surpriza cea mare, am avut un susținător care nu era profesor, care era directorul Casei Corpului Didactic, domnul Ilie Ștefan Rădulescu, care a spus el merge, el e cel mai bun, el va lua premiul. Și am luat premiul special al jurului condus de Alexandru Piru. Domnul Rădulescu mi-a fost și regizor. Am fost totdeauna pasionat al teatrului și am jucat în piesa siciliană pe care regizorul Ilie Ștefan Rădulescu a făcut-o cu noi. Și am avut un succes senzațional, desigur, datorită piesei, care era extrem de îndrăzneață pentru acea vreme, dar și pentru faptul că regizorul ne dăduse de plină libertate să jucăm așa cum credeam noi. A venit Revoluția, sau ce a fost ea, după 1990, la Radio Voce Scampi, am fost alături de domnul Rădulescu, cel care realiza o rubrică extrem de atractivă, s-a pomenit despre ea, Să vorbim corect românește. Eu, ca profesor de limbă și literatură română, eram întotdeauna foarte atent la ceea ce spunea domnul profesor. Am înțeles de atunci că e o bătălie foarte grea, pentru că vremurile se îndreaptă cu totul și cu totul altă direcție decât dorim noi clasicii care mai țin la limba română.
Dar această luptă senzațională m-a atras întotdeauna, pentru că și eu sunt un luptător pentru mai multe. Sunt un conservator, așa, mai multe dintre valorile acestei nații și acestui pământ. Este motivul pentru care i-am atribuit un nume, astăzi îl prezint în premieră absolută, pentru că a apărut în ziarul de astăzi. Este vorba despre jandarmul virgulei. Despre asta este vorba în aceste două cărți. Eu le-am din aprilie și le-am ținut lângă mine, pentru că, dincolo de exemplele care sunt elocvente fiecare în parte, m-a minunat această senzațională fugă după tot ceea ce înseamnă corectitudine, lovirea în toți cei care greșesc și consemnarea lor. Rând cu rând, propoziție cu propoziție, autorul și așa mai departe, dovedesc o muncă extraordinară pe care numai un om extrem de serios, și domnul Rădulescu este un om extrem de serios, poate să le facă. Vom da cuvântul domnului profesor pentru a reprezenta cele două volume, Incorrect, Corect, în vocabularul presei și în comunicarea televizată din zilele noastre, citate critice, personalizate, virgula, punctul și cratima, semne ortografice esențiale, ignorate, folosite incorrect în presa scrisă și audiovizuală din zilele noastre, citate critice personalizate, care fac subiectul întâlnirii noastre de astăzi, dar nu numai, și suntem siguri că are multe învățăminte pentru noi, ca de obicei, și sperăm că vom reține cât mai mult, iar munca domnului profesor nu va fi în zadar. Mulțumesc, în primul rând, directoarei nou învestite în această funcție, în mod oficial, pentru această clădire care a fost pusă, dată în funcțiune și pentru dotarea ei. Pentru entuziasmul pe care desfășoară are față de ceea ce se întâmplă în câmpul culturii călăreșene, din punctul meu de vedere și a bibliotecii. Mulțumesc domnului profesor Sorin Danciu pentru frumoasele cuvinte spuse la adresa mea. Jandarmul virgulei sună cam drastic. Însă, un an sau doi ani în urmă, știu că mă numise tot după un volum Panicul limbii române. Așa că ne-am astralegeți. Poate găsiți eu al treilea epitet care să vă convine. Nu am să fac o desfășurare didactică a ceea ce reprezintă cele două volume. Dumneavoastră veți găsi, dacă veți cumpăra, veți lua aceste cărți. Cărțile sunt la un preț modic, pentru că i-am avut câțiva sponsori, dar cu ajutorul lor nu am reușit să acopăr cheltuielile și atunci a trebuit să cer o mică intervenție din partea mea noastră ca să acopăr aceste cheltuieli. Și apropo de aceste cheltuieli, aceste două cărți care se referă la vocabularul și la semne de punctuație în ceea ce privește mass media, mass media invitată, de fapt, la media, la presa scrisă și audiovizuală. Și, în principal, la canale de știri, canale TV centrale și la organele de presă centrale, fie cotidiene, fie reviste. Ele apar toate în bibliografie. Aceste două cărți am încercat să le editez așa cum am procedat cu alte și alte cărți ale mele. De dată ce aceste cărți conțin citate care sunt personalizate, deci apar și autorii acestor citate. Autori care sunt din toate sferele vieții sociale, culturale, politice românești, de la președintele țării în jos. Deci, echidistanța mea este absolut corectă. Nu am
niciun fel de partidism, nu am niciun fel de idiosincrazie față de cineva din anumit punct de vedere. Ci pentru că partidul meu este Partidul Limbii Române, vă rog să-mi dați voie să vin și eu acum cu o sintagmă care să dea satisfacție. Mi-am propus să nu numai să arăt diferitele exemple de incorectitudine, de agramatism, o formă sau alta în limba română, fie ce privește vocabularul, fie punctuația. Ci să și ajungă la cititorul care este în cauză, care e vizat. Pentru că vă spun un secret. Foarte multe cărți ale mele ajung la cei care sunt interesați, cei care nu sunt vizați, nu știu, sau ei socot că ei cunosc foarte bine limba română. Nu știu, am niciun fel de procese de conștiință. Am avut un exemplu, eram student la facultate, de profesor care comitea o greșeală de limbă, flagrantă. A trebuit, adică am rămas pur și simplu șocat de ce o comite un profesor universitar. Bine, această greșeală de limbă am descoperit-o mai târziu la același profesor, după 22 de ani sau 23 de ani, când era președinte al Camerei Deputaților într-o primă sesiune, în 90. Adică am avut surpriza ca la tribuna Parlamentului să-l auzi folosind același agramativ. Și mi-am pus întrebarea, cum de s-a întâmplat lucrul ăsta? De ce se întâmplă așa ceva? Pentru că oamenii, pe de o parte, sunt foarte mulți oameni care nu conștientizează că ei nu cunosc foarte bine sensurile tuturor cuvintelor. Sau nu știu, pus la punct ortografia sau cu punctuația limbii române. Ea mai suferă mici schimbări de la o etapă la alta. Dar nu se interesează, nu se informează, nu folosesc un dicționar, nu pun pe gramatică. Hai, gramatică e un lucru mai greu. Ea a fost folosită în școala primară sau în școala gimnazială, mai târziu, Dumnezeu cum era lui. Deci, apropo de gramatică și de celelalte. Și mi-am pus întrebarea, de ce omul acesta, hai că el nu a avut conștiința faptului că greșește, că de obicei oamenii care greșesc nu o fac intenționat, presupun. De ce nimeni nu i-a tras atenția? Mare discreție, un prieten, un coleg, un filolog, un profesor pe limba română. Spune, domnule, uite, e ce o greșeală, nu e bine așa, nu e corect așa. Probabil că nimeni nu se cumete să facă aceste observații. Cu cea mai mare amicitie posibilă. Nu o fac. Nu o fac și e foarte greșit. Și eu mi-am dat seama că trebuie să se pun testul pe rană. Sunt foarte mulți oameni de bună condiție care aparțin sferelor înalte ale interpretății românești. Sunt miniștri, parlamentari, directori generali, inspectori, scriitori, oameni de vază, oameni de cultură, oameni de știință, academicieni, care fac greșeli elementare de limbă. Nu e un secret. Dar probabil că ne-am obișnuit cu ele. Nu îi se apar curioase. Oare, eu nu pot să rămân pasiv sau indiferent la aceste fenomene. Și atunci mi-am luat imantiș și am publicat și numele lor, ceea ce deranjează. Deranjează că mi-am rămas tributar unor țechere, unor prejudecăți. Trebuie să ai bune relații, să nu deranjezi pe nimeni, să nu jenezi pe nimeni. Și desigur că și editurile au și problemele lor, editoriale, financiare, economice. Dacă vă spun că aceste două cărți le-am trimis ca ofertă la 52 de edituri din capitală și din țară, mă credeți? Și știți că n-a răsut niciuna. De ce? Da. Nu le convine. Nu. Și atunci am recurs
cum mă vedeți de tânăr, că nu mai sunt tânăr, am trecut la pastor de mareșal, mi-am schimbat condiția de sergent din armată și am venit mareșal. Și a trebuit să bat la uși, să obțin câteva sponsorizări, dar insuficiente ca să le scot, le-am scos totuși prin spezele noastre locale. Și le-am trimis tuturor canalelor de știri și tuturor organelor de presă centrale vizate în biografie. Gratis. Și o scrisoare care ne-a motivat trimiterea, cu scuzele de rigoare. N-am primit niciun răspuns. Adică cum? Ce vrei să spui? Îi dai nouă lecții de limba română? Da, sunt profesor de limba română. Dau lecții dacă pot să le dau. Acolo unde mă pricep, mă pricep, nu mă pricep, nu mă bag, nu spun nimic. Limba română e aceea și la București, și la Călăraș, și la Botoșan, și la Timișoara. Nu se schimbă. Este aceeași. De aceea mă mir și îmi cer scuze dacă vin cu aceste observații. Întreb, unde este Colegiul Național Stirpe Vodă? Pe ce stradă? Este pe strada prelungirea București. Strada prelungirea, pentru că prelungirea e o stradă. Nu se mai spune și strada și prelungire. E o tautologie, e un prelunat în ultima instanță. Cum ai spune strada Alea Parcului, strada Alea Centrală. Strada Varianta. Apare piața presei libere. Nu la noi, la București. Și cum este scris? Să nu credeți că nu are acela așa scrie așa. Și la București. Piața presei libere 1. O să spuneți, da, corect. Dar ce este 1? Ce să dați răspunsul? Este numărul imobilului sau numărul străzii? Piața presei libere 1. Dacă ar trebui să fie numărul imobilului, puneți virgul înaintea lui 1. Bă, domnul profesor a venit aici cu ceva. Deci piața presei libere, virgulă, numărul 1. Strada, numărul 1, bloc, virgulă. Scara, virgulă. Etajul, virgulă. Apartament, virgulă. Nu se poate așa. Așa încurcă păcat. Deci, nu e vorba de piața presei libere, numărul 1, numărul 2, că nu sunt mai multe piețe. Este una singură. Imobilul este numărul 1. Merg, n-am niciun fel de observație răutăcioasă. Partidul Social Democrat, Uniunea Creștin Democrat sau Partidul Național Liberal, credeți că sunt scrise cu cratimă? Vă rog să uitați și la congrese, pe sala congreselor. Uitați-vă la televizor. Scrie Social Democrat fără cratimă. Este adjectiv propus cu cratimă. A spune cineva ceva? Sunt mii și milioane de voci care se uită acolo, spune cineva ceva? Nu! Ai de ce îmi pasă, domnule? Ce? Și dacă e că nu e cratim, ce? E tot aia? Refiul care? Scris fără cratim, nu știți, se scrie cu cratim. Cărăraș Sud, se scrie cu cratim. Știrbe Vodă, se scrie cu cratim. Cuza Vodă, Mircea Vodă, Dragoș Vodă, se scrie cu cratima. Nu se folosește cratima. Adică ce scrie? Cu ce se mănâncă? Două adrese. Și cu aceasta închei preavolul local. Complexul Arneza, Călăraș, virgulă, strada eroilor, numărul 3. Două observații. Strada și numărul sunt scrise cu literă mică, eroilor cu literă mari, fără virgulă între ele. O adresă are totdeauna pe fiecare termen generic cu virgulă. Strada, virgulă, numărul, virgulă, etc. etc. Nuticou Ortenița, virgulă, strada portului, virgulă, fără virgulă, numărul 52, la fel. Lisez, termen. În sfârșit, e o parte mai
curios așa. Fac, formez robotul ca să comunic indexul la ENET, la curentul electric. Caută codul ENET și zice, vă rugăm să aștepți. Și aștept. Mi-am pus întrebarea, oare vă rugăm ce-ar trebui să ceară după cine? Vă rugăm să așteptați. Vă rugăm la persoana a doua plural. Să aștepți la persoana a doua singular. Cum vine asta? Oricum te rog să aștepți, ori vă rugăm să așteptați. La telefon. Vă rugăm să încerci. Doamne, zic, asta nu e limba română. Dacă la nivel central, pe robot, se dau asemenea fraze în dezacord flagrant, atunci ce învățăm noi? Ce învățăm? Dacă așa ceva se scrie. Merg pe stradă. Și cu aceasta îmi cer scuze cu închei. Dinu Maria, avocat. Și Asociația Națională a Notarilor Publici. Greșit. Dinu Maria, de fapt, este Maria Dinu. Deodată se începe cu prenume și apoi nume. Nu se lua catalogul meu în alfabetică sau în listele alfabetice. Mă prezint Ilie Ștefan Iurescu. Nu rămâne cu Ilie Ștefan. Mă prezint Mihai Eminescu, cum a făcut-o el la Viena, cu negruții. Și nu, Eminescu Mihai. Avocat? De ce avocat? Doamna este femeie, avocată. E substantiv mobil. Are forme de feminin și de masculin. Și doamna, și doamna director, doamna inspector. Da, doamna ministru, da. Dar nu doamna director, că e directoare, că e femeie. Doamna inspectoare. De ce? E o rușine de inspectoare? De ce masculinizăm numele feminine? Vă întreb pe dumneavoastră. Și am observat chiar femei cu ștaif, cu funcții, sunt mândre când îi spui doamnă profesor. Dacă îi spui profesoare, e o umilință. De unde această prejudecată? De unde se încurcă această prejudecată? Și acum, pentru că vorbeam de așa ceva, în cărțile mele vorbește despre accent. Un singur exemplu vă dau. Pe D1 TV există unul dintre realizatori de programe sau prezentatori de programe, Alexandru Ferariu. Așa se prezintă. Sunt Alexandru Ferariu. Nu! Nu e Ferariu, ci Ferariu. Ferariu. Muntenește, românește, spus. Ferariu este ardelenește, cu râmuiat. Dar nu Ferariu cu accentul pe I, U. Ca la Dimitriu, Vasiliu, Grigoriu, după modul grecesc. Nu, că e Ferar, Ferarul. Nu. Eu știu numele fotbaliști. Nu. Câte sunt pe lumea asta? Laurul. Nu e corector, ci nu, sau corector. E corector sau corector? Depinde dacă e om, e corector. Dacă e mașină, e corector. Furie. E furie sau furie? Tot ce mai mult spune furie. Nu, e furie. Ne-mi place altă chitoare. Amnistie. Prevedere. Nu, e amnistie, prevedere. Vreți să știți cum mai vorbesc oamenii noștri suspuși în elita țării? Apropo, cum se spune corect? Serviciu sau servici? Serviciu. Serviciu. Nu servici. Mai spune pici aici. Nu. Serviciu, supliciu. Când am venit la servici, am aflat că pune Cristina Tacea. Israel, ce fac CSM-ului? Cine mai merge la servici? Spune Maria Munteanu.
Personalul nu era servici cu Petriciu Achimaș Cadariu, care a fost viceministru. În anul de 4 ianuarie eram de servici acum Viorica Dăncilă. Și acum este halt la servici, spune Ion Ciriac. Că n-am venit la servici, spune Liviu Dragnea. În această oră bucureștinii se grăbesc să meargă la servici, spune Dorin Chiosa. Și domnul. Toate aceste lucruri trebuiesc prezentate, spune Tudor Toader, ex-ministru al Justiției. Nu e trebuiesc. Asta este forme vechi. Trebuiesc. E trebuie. E impersonal și unipersonal. Ei trebuie să. El trebuie să. Acei bărbați trebuiesc pregătiți, spune Dacian Cioloș. Rapoartele trebuiesc analizate, spune Viorica Dăncilă. Sumele de bani trebuiesc executate, spune Chioloși. Și lucruri care trebuiesc periodic întreținute, spune Cornel Popescu Tăricianu.